Bun găsit la Exclusiv în România. Știu, am mai folosit această formulă de câteva ori, dar sunt absolut convins că foarte multă lume din România crede că știe totul despre Constanța. Cu ajutorul lui Daniel și al unui ghid local, vom încerca să aflăm despre Constanța acele lucruri pe care uneori nici măcar constanțenii nu le știu. Diverse destinații, diverse mici istorioare legate de locuri, clădiri, întâmplări din Constanța care chiar merită să fie cunoscute. Dar cred că Daniel e bine să ne povestească pe unde are de gând să ne ducă, pentru că de data asta recunosc lenea mea istorică se va manifesta, îl voi lăsa pe el să umble mai mult. Vom afla unde se află prima biserică creștină din oraș, primul teatru, dar și ultimul far. De asemenea, vom afla și de ce George Enescu, după numai două reprezentații în oraș, a promis că nu se va mai întoarce niciodată în Constanța. Vom vizita de asemenea podul Angel Salini, cel mai mare pod din Europa la momentul construcției. Vom vizita și cetatea Histria, dar și cel mai mare parc de sporturi extreme din România. Acest parc se află tot în Constanța, iar eu voi încerca pe cât posibil să mă amestec printre tineri și să practic și eu unul din aceste sporturi. Am înțeles, sună bine. Și nu vă imaginați cumva că cel mai mare parc de sporturi extreme ar fi litoralul însuși, deși uneori e o experiență extremă să ai de-a face cu o parte din litoralul românesc. Dar, cum vă spuneam, nu despre asta este vorba. Dimpotrivă, va fi o ofertă interesantă, sunt curios. Zilele frumoase de vară ne-au îndemnat să mergem încă o dată în Dobrogea pentru a descoperi alte locuri, povești și legende frumoase. Primul obiectiv turistic pe care îl vom vizita este bătrânul Tomis, așa cum a fost denumit de greci, sau Constantiana, cum a fost botezat sute de ani mai târziu de către romani. Orașul Constanța are multe locuri și istorii interesante pe care le vom descoperi împreună cu un pasionat de vremurile în care portul de la malul mării a fost stăpânit pe rând de greci, romani, genovezi, turci și chiar de englezi pentru o scurtă perioadă. Avem pe cineva foarte interesant lângă noi, un ghid voluntar, și anume Diana Slav, care, din pasiune, a început să facă tururi turistice pentru cei interesați să vadă orașul Constanța așa cum nu l-am mai văzut până acum. De unde ți-a venit această pasiune și această idee de a face aceste tururi în orașul Constanța? Povestea a pornit de fapt mai din urmă, ca să zic așa, sau ca să începem cu o introducere. Bună ziua și bine ați venit în Constanța, că așa le fac și invitațiilor pe care i-am la tur. Deja de multe ori nici nu mai consider turiști, pentru că e clar că ei doresc să fie mai mult decât turiști. Toată lumea asociază Constanța cu plajă și cam atât. E, și la Constanța se vine și în extra sezon de altfel, sau uite, te mai prinde o ploaie, cum a și fost de fapt zilele trecute. Povestea a pornit așa, inițial am început să călătoresc și în afara României și am descoperit acest gen de tur făcut în mod voluntar de localnici, care doreau să-și prezinte orașul cu povești pe care nu le găsești în astfel în ghidurile clasice sau pe internet. M-am dus la un tur, m-am dus la două și de acolo am început să realizez că nu sunt singurele orașe care merită astfel de povești și în Constanța nu se întâmpla lucrul ăsta, nici în România în general nu prea se întâmpla când am pornit eu asta. Știu că ai un succes foarte mare cu acest tur. Da, și pe mine mă uimește. Un succes care a și fost cumva certificat. Da, de cine? De... Dacă vorbim de cei de pe TripAdvisor, ei dau niște certificate de excelență o dată pe an. Deja l-am primit pe cel de pe 2016, de locul întâi pe tururi din Constanța și acum urmează să-mi vină și cel pe 2017. Urmăresc poșta zilnic. Felicitări! Deci avem mult. Cel mai bun om lângă noi care putea să ne arate orașul Constanța. Așa aș vrea să cred. Sau care măcar să vă facă să vă arate că merită și Constanța o vizită la pas și că orice oraș de fapt are povești. În ce constă turul, spunem tărof? Turul nostru constă într-o plimbare la pas. Noi îl pornim în mod normal la harta Mozaic, care este de la Parcul Arheologic. Acolo avem zidurile cetății Tomis, pentru că știm, Constanța are o vechime de aproximativ 2500 de ani. Și noi de ce plecăm acum de aici, din Piața Ovidiu? Fiindcă aici este punctul central al zonei istorice a orașului Constanța, este vechea Piața Independenței.
ca orice oraș mare, avea și o Piața Independenței. Ea a fost redenumită Ovidius datorită poetului Ovidius. Nu știu dacă știu toți ascultătorii noștri, anul acesta se sărbătoresc 2000 de ani de la moartea lui. Noi le sărbătorim sau le comemorăm într-un sens foarte festiv, fiindcă vrem să îl onorăm chiar și acum, după 2000 de ani, datorită poemelor lui, știm cum era Tomisul în perioada respectivă. Tot la fel, ca o curiozitate, mormântul nu este sub statuie. Așa cum cred mulți turiști. Da, fiindcă sub această piatră zace, așa începe și poezia, nu este chiar sub această piatră. Nu i s-a găsit un mormânt care să fie confirmat că ar fi al lui Ovidius. Deci ei încă nu sunt siguri unde ar putea fi mormântul lui. De precizat că turul pe care tu îl organizezi este un tur care se desfășoară exclusiv în exterior. Da. Tu prezinți anumite obiective care pot fi și vizitate în interior, dar nu faci acest lucru. În exterior, da. Fie ploaie, fie vânt, am făcut și la minus foarte multe grade, noi facem plimbarea pietonală, le recomand totdeauna să fie bine îmbrăcați în caz că este iarnă afară și eu doar le recomand. Aici avem muzeul cu tare, aici avem obiectivul pe care îl puteți vizita cu programul sau cu tarifele și ei decid după tur dacă sunt curioși să aprofundeze acel subiect și să viziteze și în interior clădirea respectivă, acolo unde este posibil. Ok, haideți să mergem în fața statuii lui Ovidiu ca să vedeți un mic detaliu pe care multă lume nu îl știe. Toată lumea știe că această statuie este identică cu cea din orașul lui natal, din Sulmona, fiindcă au fost făcute după aceeași matriță. A noastră nu este identică cu cea din Sulmona, noi am pierdut un mic detaliu în al doilea război mondial. Și anume? Întâmplător, atunci, bulgarii au dărâmat statuia, există fotografii doveditoare cu sfori când au încercat să o dea jos. De ce? Vroiau să topească pentru metal, era în timpul războiului, se foloseau toate. Din ce metal este? E din bronz. Și era automat un metal foarte bun pentru ei. Și de la această manevră dărâmat și repoziționat, culmea, nemții ne-au salvat statuia. Mâna din falcă a pierdut stilusul. Penelul, pixul cu care trebuia să scrie pe tabletă. Mâna din talie are acea tabletă de pe acele vremuri. Statuia din Sulmona, din orașul natal, are și acum tableta cu stilusul intact. În apropiere se află unul dintre cele mai frumoase și mai cosmopolite cartiere vechi ale Constanței. Acesta se întinde din piața Ovidiu și continuă până la strada care mărginește faleza cazinoului. Aici au locuit cândva cei mai bogați oameni ai orașului, iar casele și le-au construit începând cu anul 1890. Am ajuns pe Nicolae Titulescu, fostă lascăr Catargiu. O stradă foarte frumoasă datorită mixului de arhitectură pe care îl avem aici, al caselor. Aici sunt numai case vechi, sunt numai case vechi. Cât de vechi? 100 de ani și unele chiar mai mult de 100 de ani, că dacă ne referim de la 1895, deja ne ducem spre 130 de ani. Aici stăteau oamenii cu stare pe vremuri? Ai Constanței, exact, ca să fie aproape și de mare și de centrul vechi al orașului, de Piața Independenței și un pic mai sus fiind Palatul Regelui Carol, prima primărie, Palatul Guvernatorului. Deci aici era centrul pentru toate oficialitățile. De asemenea, celălalt bulevard, Bulevardul Elisabeta, cel care are vedere spre mare, cam acolo își făceau case oficialitățile, primarii, guvernatorii, cam acolo. Aici erau negustorii foarte bogați. Unul din cele mai importante obiective și pe care toată lumea îl caută, pentru că îl găsește și pe ghiduri și clădirea în sine este impresionantă, este aceasta, se numește Casa cu Lei. Foarte simplu, datorită leilor de sus, leii erau simbolul puterii, evident, și se vede și acum în continuare numele păstrat, Casa cu Lei. Și după aceea, casa aceasta a fost închiriată cu alte scopuri. Mult mai pământene, ca să spunem așa. Exact. În Piața Ovidiu există o clădire care s-a numit Hotel Meteora, Hotel Gambetta, unul din hotelurile care îi caza pe oamenii foarte bogați veniți de la București pentru petrecerile regelui Carol. Pe lângă petrecerile regelui Carol, evident că aveau și alte activități lumești. Clădirea de peste drum de Casa cu Lei era fostul cabaret Britania. Deci știm ce se întâmpla la cabaretul Britania. Din păcate, cabaretul Britania acum este o ruină. Da, este o ruină. Nu știu exact care este situația acestei clădiri. Povestea lumească este în felul următor. Acest cabaret Britania, se vede că și intrarea este foarte ascunsă, tocmai ca să nu fie văzut turiștii de la hotel când intrau, să nu-i vadă nevestele. Și de asemenea, aveau intrare directă la Casa cu Lei. Fiindcă aici urma să fie Rendezvous Place, la etajul 1, le luau pe domnișoarele de la cabaret și se retrăgeau discret sus la etaj. Iar astfel de case, chiar dacă nu erau, în cazul ăsta aveau nevoie de cel puțin două ieșiri de urgență, în caz că se întâmpla ceva.
Noi avem mai multe astfel de clădiri cu acest V la intrare și intrarea este într-un lateral de clădire. În general, multe clădiri au intrările simetrice. La noi intrarea va fi pe lateral. Clădirile acestea sunt undeva după 1910-1920. Sunt oarecum din stilul de arhitectură Art Deco. Dar acest detaliu pe care îl avem noi, acest V de la intrare, are legătură cu navele. Noi fiind oraș la mare, asta vrea să reprezinte prova navelor. Partea din față cu care se taie apa. Și noi avem foarte multe astfel de clădiri. De asemenea, sunt multe balcoane care vor să semene cu puntea principală, cu balustrada de la puntea principală a unei nave. Și dacă vedeți acele ferestre rotunde, ca un hublou de submarin. Și în București aveți foarte multe. La fel, ca să le dăm temă, să înceapă să caute astfel de clădiri. Doar pentru că Bucureștiul este port la Dâmbovița. Probabil. A fost, era o modă, nu? Ne plăcea să îmbrățișăm astfel de mode venite din vest. Și de aceea și în București s-a îmbrățișat partea aceasta de Art Deco. Am ajuns și în cel mai cunoscut punct turistic al orașului. Mai întâi s-a făcut faleza și după aceea s-a construit acest casino. Politica era și atunci exact cum se întâmplă și acum, s-a construit o fundație, s-a ras prima fundație și după aceea s-a revenit la forma pe care o avem acum. Arhitectul care a câștigat proiectul se numește Daniel Renard și era elvețian cu origini românești după mamă. De aceea a fost preferat, pentru că era din partea vestică și totuși avea și rădăcini românești. Exact. Iar stilul pe care a vrut să-l imprime acestei clădiri era inspirat din arhitectura de la Monaco, Monte Carlo și Art Nouveau, cu niște legende funerare. Deci sunt câteva detalii funerare incorporate în arhitectura clădirii. Deci ar face cineva așa ceva? Este doar o legendă, deci nu este nimic confirmat. Chiar am încercat să verific și cu istoricii zonei și cu arhitecții pasionați de această clădire. Nu s-a găsit absolut nimic care să confirme toate aceste povești. Și atunci le prezentăm cu caracter de poveste că și-ar fi pierdut soția sau logodnica. Deci din start avem o necunoscută în această poveste. Și atunci s-au incorporat niște detalii funerare. Un detaliu funerar care se vede foarte bine chiar și de la distanță este acoperișul clădirii, care arată ca un capac de sicriu. De asemenea, se zice că localnicii, de fapt, nu au fost foarte mulțumiți de el la începutul 1900, când a fost construit, și l-au asociat cu un car funerar din perioada respectivă. Ziceau că exact aici ar fi șaua vizitiului și că ar avea simbolic cai înspre est. Plus că fiind un casino, era considerat loc de pierzanie. Turul meu, în funcție de cum este vremea, se termină ori în fața statuii lui Mihai Eminescu, ori aici la farul genovez. Ce este interesant este că acesta este genovez doar cu numele. I s-a păstrat doar numele acestei clădiri. Clădirea pe care o avem acum este din 1850, de fapt, construită de o companie britanică. Undeva între 1850 și până la independența de Imperiul Otoman, am avut niște companii britanice care și-au dorit să facă afaceri și pe Marea Neagră. Și ei au construit acest far, păstrându-i numele de far genovez. Legenda spune felul următor: un negustor genovez, pe timp de noapte, undeva între secolele 11 și 14, veneau pe Marea Neagră pentru comerțul pe care îl făceau cu Istanbulul, Constantinopole, nu neapărat datorită nouă. Dar a ajuns și în zona asta și fiind noapte l-a prins o furtună pe mal de mare. Și s-a izbit cu nava de stânci. Din fericire, una din familiile care locuiau în zonă l-au salvat. În semn de mulțumire, el a construit primul far al orașului Constanța. Bine, trebuie să ne imaginăm că toată lumea știe că este foarte mic. Normal că l-a construit aici, în zona aia nu erau alte case sau alte clădiri mai înalte de atât. Și era destul de vizibil de pe exact, mare. Exact, era capăt de peninsulă și era suficient de vizibil pentru toate navele care veneau ca să vadă sursa de lumină. Și atunci britanicii, în momentul în care l-au construit pe acesta, i-au păstrat numele far genovez. Continuăm să explorăm partea veche a orașului, iar pașii ne îndreaptă către zonele mai puțin cunoscute, în cartiere care odinioară erau dominate de diferite etnii, care cândva erau majoritare aici. Un alt loc de care nu știam, o altă poveste pe care încă nu am auzit-o. Unde ne aflăm acum? Ne aflăm pe Stradela Vântului. Deci că este o stradă, dar este o străduță de fapt mult mai mică. Sunt persoane care poate au auzit de ea și le este greu să o găsească. Și tot timpul, am auzit de ea, dar nici nu știam unde este exact. Pentru că toată lumea la fel are tendința să treacă foarte repede pe aici. Ea este stradă. Deci chiar intră mașina aici, mică, într-adevăr, ca dimensiuni. Și... plus de asta, acum 100 de ani era ca o demarcație, o graniță naturală între vechea mahala grecească, care era în latura aceasta, și vechea mahala armenească, care pornea de aici. Exact cum ziceam, de toate aceste confesiuni pe care le avem aici, fiecare comunitate la momentul respectiv avea aproximativ cartierul propriu. Dar ce face această stradă să fie atât de interesantă? Aceste clădiri, la fel, un mix foarte frumos de clădiri, deja declarate și ele monument istoric, mare parte din ele, și cu caracter de istorie modernă, o să vedeți acum că în
curând o să se lanseze un film science fiction care s-a filmat chiar pe această stradă. Chiar pe această stradă. O altă caracteristică ar fi că această stradă este foarte îngustă. Exact. Aproape că ating. Exact. De fapt, este cea mai îngustă stradă din Constanța. Aceasta este cea mai îngustă stradă din Constanța. Și este și pitorească. Da, unele din clădiri deja renovate, ceea ce la fel îmi dă speranță că le vom păstra și noi, astfel că să pot să le prezint mai departe turiștilor. Iar cu caracter de poveste o să le vedeți în acest film cu Glenn Close și Willem Dafoe. Am înțeles că anul de lansare va fi acum în 2017. Am ajuns și în vechea mahala grecească. Avem la aici Biserica Greacă Ortodoxă Metamorfozis, care înseamnă schimbarea la față. Ea a fost construită de comunitatea greacă în perioada Imperiului Otoman, fiindcă musulmanii au permis și altor religii să-și facă propria biserică, dar cu o mică negociere. Și li s-a dat voie să o construiască cu condiția ca această clădire să nu fie mai înaltă decât moscheia din apropiere, Jamia Hunchiar fiind cel mai vechi lăcaș de cult al Constanței, motiv pentru care acoperișul de fapt a fost plat. Nu avea voie să aibă clopotniță, fiindcă nu avea voie să aibă chemare la rugăciune. Și biserica de aici este cel mai vechi lăcaș de cult creștin din Constanța. Construită și la 1865. Acum fiind biserică ortodoxă, aparține din câte știu de Patriarhia României. Este poate funcțională, da, este funcțională, poate fi vizitată în atâta timp cât este deschisă, este gratuită la vizită. Ce mai este foarte interesant, fiindcă tot ziceam de octogonul confesional, fiind singura biserică creștină a Constanței, timp de 10 ani de zile comunitățile catolice, ortodoxe și armenii și-au ținut slujbele împreună în această clădire. Atât de bine s-au înțeles-o. Știu că mai avem aici încă o poveste interesantă. Acest mic templu, să spunem așa, fiindcă avem acele coloane în lateral. Coloanele pe care le avem acolo arată că așezarea străzii s-a schimbat de-a lungul timpului. De aceea acum se văd doar coloanele, dar intrarea este de aici, din spre stradă. El se numește Teatrul Elpis. I s-a păstrat numele dat de comunitatea grecească, fiindcă el a fost primul teatru al orașului Constanța. Tot comunitatea greacă l-a construit pentru orașul Constanța. Și de asemenea, George Enescu, compozitorul nostru național, și-a ținut două concerte aici. Așa, când se întâmplă acest? Undeva la începutul 1900, clădirea fiind în 1898. Ca idee, din păcate, George Enescu nu a fost foarte impresionat de constanțeni, pentru că la al doilea concert pe care l-a susținut aici s-au vândut 20 de bilete. Venise circul în oraș. Și în momentul acela el a jurat că nu va mai ține niciun concert în Constanța. Ceea ce s-a și întâmplat. Da. Dacă vreți să aflați și alte povești, pentru că noi nu reușim să epuizăm într-o singură ediție toate poveștile interesante ale Constanței, vă invităm să urmăriți pe Diana Slav, pe TripAdvisor sau pe Facebook. Și să mă contactezi. Există acolo date de contact online, mail, telefon și așa mai departe. Și facem în așa fel încât să ne vedem și să facem o plimbare cu toate poveștile. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și pa pentru continuare. Mersi mult. Până la războiul de independență din 1878, Dobrogea s-a aflat sub administrație otomană. Apoi a intrat în componența Principatelor Unite, dar ca regiune a rămas izolată față de restul țării din cauza Dunării. Dacă doreai să ajungi la Constanța, fluviul trebuia trecut cu bacul. Pentru ca Dobrogea să fie cu adevărat integrată în restul teritoriului, era nevoie de un pod. Ne aflăm în Dobrogea, în stația de cale ferată Cernavodă-Pod, la intrare pe podul Angel Salini, cel mai lung pod în Europa la vremea lui și chiar al treilea din lume. Haideți să mergem spre pod, să-l vedem mai bine. Ce sunt aceste două statui de lângă pod? Sunt păzitorii podului. Ei păzesc podul din 1895, din toamnă, și până astăzi. Sunt uniforme ale armatei române din războiul de independență și sunt exact emblema podului Angel Salin. Podul a fost construit în perioada anilor 1890-1895 de inginerul Angel Salini, poate cel mai luminat inginer al țării românești, împreună cu o echipă de ingineri tineri. Guvernul României, dar în special regele Carol I, și-a dat seama de izolarea acestei provincii, și-a dat seama de rezultatele economice care nu le era deloc favorabile. Portul Constanța, deși nu era un port prea mare la vremea respectivă, era blocat.
și nu avea nicio șansă și atunci... Nu avea nicio șansă să se dezvolte. Să se dezvolte provincia. Și atunci, într-o discuție la Castelul Peleș cu Marele Brătianu, da, a zis, domnule, hai să facem o licitație internațională, dăm lucrarea să-l facă așa, noi rămâne să alegem numai unde îl punem. Și au început discuții, ba să-l punem într-o parte, ba în alta. Au fost două licitații, ambele anulate, deoarece soluțiile tehnice nu erau pe placul guvernului român. Iar atunci, primul ministru al României a propus regelui Carol I construirea podului prin forțe proprii, de către Compania Căilor Ferate Române. Tânărul inginer Angel Salini fusese secretarul Comisiei Tehnice care analizase proiectele prezentate la cele două licitații. Era un tânăr strălucit, școlit în Germania și care a fost ales pentru a proiecta și coordona construcția podului. La inaugurare, podul a fost numit Carol I, dar comuniștii l-au redenumit Angel Salini. Construcția podului, de la prima lopată de pământ care s-a dat și până la inaugurarea lui, a durat 5 ani de zile. Din 1890 până în 1895, în toamna anului, când a avut loc cu mare fast inaugurarea acestui pod. Știu că la vremea respectivă s-au folosit soluții destul de moderne pentru acea epocă. Știu că tânărul inginer Angel Salini a folosit un oțel special care nu mai fusese folosit în România. La micile lucrări, în general, metalice, se folosea oțelul pudlat. De data asta, Angel Salini are curajul și aceste grinzi și tot ce vedeți deasupra, în dreapta, în stânga noastră, este dintr-un oțel moale. Și a lucrat cu oțel moale. Ceva inovator pentru... Pentru vremea lui a fost un mare curaj să facă așa ceva. La inaugurare au plecat din stația București-Cotroceni și din stația de cale ferată București-Nord, trei trenuri. Primul tren a plecat din Cotroceni cu familia regală și invitații lor, bunînțeles. Al doilea tren a fost guvernul, parlamentul și invitații lor. Și al treilea tren a fost cu presa și cu oficialități. Și inaugurarea a avut loc în momentul în care 15 locomotive cu abur, 15, au trecut cu viteza de 60 de kilometri pe oră peste poduri. Unde era Angel Salini? În acel moment, Angel Salini s-a afla într-o barcă în care se mai... Noi. Exact unde suntem noi acum, la mijloc. Se afla împreună cu Ion Baiulescu, unul din inginerii din echipă. Unul din inginerii care a făcut calculele de rezistență ale acestor poduri. Și deci cu barcagiu, probabil. Barcagiu nu lipsea, pentru că el trebuia să stea să țină barca. Și de ce a stat sub pod în momentul inaugurării? Mai bine zis, în momentul în care locomotivele au trecut peste pod. Atunci când era în ultimii, să zicem, luni de viață, l-a chemat pe nepotul lui și i-a spus să se ducă în birou și în sertarul din dreapta jos e un pistol. A luat pistolul, a venit cu el și a spus, dragul meu, să știi că atunci când am inaugurat podurile făcute de mine și de colegii mei, dacă s-ar fi întâmplat cea mai mică fisură și podurile ar fi cedat, eu nu suportam o asemenea rușine și îmi trăgeam un cartuș în cap. La sfârșitul construcției podului știu că s-a adăugat și un nit de argint, în mod simbolic. Unde este acest nit? Puteți să ni-l arătați? N-am cum să vi-l arăt, pentru că acest nit, să știe de el că a fost îngropat undeva împreună cu un tub în care era o istorie a podului și în care se spunea că pe vremea regelui Carol I și a guvernului cu tare a construit cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. E, nicăieri n-o să găsiți nicio literatură de specialitate unde se află acest nit. Dar el de ce a fost ascuns? De ce n-a fost lăsat la vedere? Păi, premurile era cum era. Nu l-a lăsat la vedere că dispărea, probabil. Și atunci a fost pus în mod discret undeva. Există o bănuială, dar n-o să vă spun unde este, pentru că dacă vă spun,
Mâine ne pomenim cu 20 de inși cu topoare, taie de râmă să ia nitul, care e o bucățică atât. N-are rost. Podul încă este foarte cunoscut, chiar și în Europa. În anul acesta, faima podului a atras un cascador italian pe bicicletă care a încercat să-l parcurgă pe două roți. Nu putem să călătorim în Dobrogea fără să vizităm și una dintre cele mai importante cetăți din țara noastră. Cândva o așezare celebră în lumea antică, astăzi doar un muzeu în aer liber, gata să primească turiști, dornici să asculte frumoasa ei istorie. Ne aflăm în cea mai veche așezare urbană din România. Când a fost construită cetatea Histria? Cetatea Histria a fost construită în urmă cu circa 2700 de ani, de greci ionieni veniți din Milet. Ca date de fondare ale acestui oraș sunt cele transmise de tradiție, și anume Eusebius din Cezarea consideră că Histria a fost fondată pe la 657 înainte de Hristos, în timpul celei de-a 33-a olimpiade. De aceea specialiștii pe bună dreptate consideră Histria ca fiind cel mai vechi oraș de pe actualul teritoriu românesc atestat documentar. Unde ne aflăm noi acum? Ce era înainte? Înainte, conform postulatului emis de Vasile Pârvan încă de la începutul cercetării, era o insulă în largul mării, mai exact în golful Halmiris, insulă constituită din piatră de șist sau schist verde, pe care primii veniți, grecii din Milet, au început să-și construiască așezarea. Cu alte cuvinte, era o insulă în largul mării, iar noi acum suntem pe continent, marea este undeva la câteva sute de metri de noi. Cum s-a întâmplat? A fost un fenomen natural? S-au retras apele? Ce s-a întâmplat? De ce nu mai suntem în continuare pe o insulă? Odată cu așezarea, înainte de așezarea, mai exact, a grecilor și începerea construcției cetății, deja în această zonă se făcea resimțit un fenomen de transgresiune marină, adică apa începuse să se retragă. Ulterior, în primele secole creștine, a avut loc procesul invers de transgresiune marină. Ei bine, la sfârșit de secolul III, început de secolul II înainte de Hristos, un mare istoric grec, pe numele său Polybius, menționează în istoriile sale declanșarea procesului geologic de înnisipare, de colmatare a fostului golf Halmiris. Această colmatare a condus, indubitabil, mult mai târziu, peste câteva secole, da, la abandonarea cetății datorită decăderii comerciale și economice și a unui proces pregnant de ruralizare. Suntem pe o stradă din cetate? Da, suntem pe una dintre străzile cu orientare nord-sud. Aici, mai exact, ne aflăm în cartierul de vest, care era oficial administrativ și comercial al orașului Târziu, cartier construit în secolul IV. Sub pavimentul... Înainte de Hristos după? Hristos. După Hristos. Sub pavimentul acestei străzi, da, a fost descoperită instalația de canalizare. Canalizare care funcționa, iar apele și care pluviale, se află acum sub noi. Da, sub pavimentul acestei străzi, iar apele erau deversate în mare. Cum se face că în urmă cu 2000 de ani cei de aici din cetatea Histria aveau canalizare și multe localități din România în momentul de față n-au canalizare? Poate erau mai bine organizați, poate aveau un simț deținau, comunitar, da, mai dezvoltat. Sigur că da, și poate deținau acea noțiune de confort pe care au exploatat-o la maximum. Vreau să îmi descrieți ce se află pe această stradă. Această stradă, de la nord spre sud, da, pe lângă zidul de incintă Târziu, este un cartier modest de locuințe. Vedeți contraforturile care putem susține în zidul. Această locuință? Sigur că da. Sigur că da. Pe aici era intrarea în locuință, da? Intrarea în locuință, vedeți, în ele stânga? În stânga un fel de mini-vestibul. Da. Da? Iar aici sunt două mari încăperi. Câți metri pătrați avea această casă?
să facem o comparație cu timpurile noastre moderne. În jur de 30 de metri pătrați, să spunem că are 40 de metri pătrați. Da, așa, 35-40 de metri pătrați. Deci e cam cât un apartament comunist aici. Da. Chiar și cu mii de ani în urmă, oamenii aveau nevoie să-și păstreze produsele pentru o perioadă mai lungă de timp. Grecii de la Histria au apelat la o soluție ingenioasă chiar și pentru zilele noastre. Îngropau vase de ceramică, cu gura foarte mică, chiar în pământul din locuință și lăsau doar partea superioară în exterior. Acolo exista o temperatură constantă, astfel că aceste locuri de depozitare funcționau ca niște cămări sau ca niște frigidere moderne. Am ajuns și în cartierul bogaților. Haideți să vedem cum arăta o casă în urmă cu 2000 și ceva de ani, o casă de om pricopsit. Cu ce se deosebea față de celelalte locuințe? În primul rând, suprafața ocupată era de peste 850 de metri pătrați. Acestei vila. Pentru zilele noastre înseamnă foarte mult. Enorm. Acesta era vestibulul. Din vestibul era accesată... Puteai să intri și cu mașina aici, da. Să mă rog, cu căruța la vremea respectivă. Cu carul. Din vestibul era accesată curtea interioară, atriumul. Da? Prevăzută cu portic. Porticul era o galerie acoperită, deschisă la exterior. Da. Pe aceste trepte, da, da, se ajungea la etaj. Au fost identificate... Erau singurele case cu etaj? Sigur. Cel puțin din cele descoperite la Histria până acum. Această cameră era camera principală, camera de primire. Au mai fost descoperite alte încăperi care aveau anumită utilitate. De exemplu, două încăperi pentru odihnă, noi spunem cubicula. După aceea a mai fost descoperită o bucătărie, o culina și o serie de încăperi și anexe gospodărești. Au fost identificate 8 încăperi la parter și sunt presupuse alte 8 la etaj. Era o casă destul de importantă, cu 16 camere, 850 de metri pătrați. Îmi închipui că valora destul de mult și era un om foarte, foarte important. Principalul personaj al cetății, pe numele său, episcopul. Cetatea Histria a fost locuită aproape 1300 de ani, din secolul 5 înainte de Hristos și până în secolul 7 după Hristos. Tot aici au fost bătute primele monede de pe teritoriul actual al României, în secolul 4 înainte de Hristos. Chiar dacă acum nu mai este decât un muzeu în aer liber, cetatea Histria a însemnat foarte mult pentru dezvoltarea regiunii, deoarece în acele vremuri era unul dintre puținele locuri civilizate într-un teritoriu predominant barbar. Nu puteam să venim în Constanța fără să facem și puțină mișcare, deoarece aici se află cel mai bun loc din țară unde poți să practici sporturi extreme. Orice vârstă ai avea, ești binevenit. Intrarea este gratuită tot timpul anului. Indiferent dacă ești din oraș sau ai venit în concediu pe litoral, vizitează parcul. Ai posibilitatea să înveți sau doar să privești lucruri extraordinare pe care le fac sportivii amatori în acest loc. Ne aflăm, de fapt, în Gravity Park, în cel mai mare complex de sporturi extreme din țară și unicul, cred, construit în 2008. Care încă rezistă. Încă rezistă pe vreo 8500 de metri pătrați. Plin cu tot felul de zone de dat. Asta este skateparkul, de exemplu, locul în care, hai să ne mișcăm mai repede, să nu ne ia pe sus, în care se dau rollerii, bikerii, skaterii, trotiniștii, în special. Ce fel de rampă este cea de aici? Asta este un funbox, așa se numește. O rampă mare, care pe stânga și pe dreapta ei are câte un ollibox. Ollibox-ul e chestia asta cu barele pe deasupra, pe care, uite, vezi cum alunecă? Așa. Am ajuns în zona de parkour și de trial. Okay. Unde, practic, se practică gimnastică urbană și sportul ăla cu bicicletele sau motocicletele, dar nu prea e cazul, că aici arunci pietre, unde de pe un element pe altul, faci tot felul de figuri, stai într-o roată, transfer, tranziție, noi de regulă le facem pe timp. Iar acum am ajuns la turnul de alpinism, care și ăsta e o premieră, cred că mondială, sincer să fiu, pentru că este singurul turn de alpinism gratuit 100% din lume, de care știu eu. Adică
Doar ce am cumpărat săptămâna trecută echipament de climbing de vreo 2500 de euro, pe care noi îl oferim gratuit oricui vrea să vină să se cățere. Avem și un instructor autorizat pe alpinism sportiv, deci nu dai un leu, nu te costă nimic la intrare. Și singura... aveți și ham? Tot, papuci, puteți, da? Ham, cască, ce să... și până și magneziu pentru aderență și săculețul de magneziu. Până și alea am vrut să le cumpăr. Important de știut. Dacă vreți, veniți aici. Trebuie. Pentru că vă puteți cățăra oricând. Exact. Deci programul gratis. Este de la ora 1 la ora 21, de marți până sâmbătă. Așa că veniți când vreți. Vreau să te întreb cum se face accesul aici, în parcul Gravity din Constanța. Deci accesul în parc este gratuit, în tot complexul. Nimic nu se plătește, nimic. Ai o singură obligație, să porți casca de protecție în zona de skatepark sau în zona de parcurs și dirt. Radu Stoian este administratorul parcului și sportiv amator. Acum se ocupă mai mult cu sporturile de apă, dar din când în când își mai pune rolele în picioare de dragul vremurilor de altădată. Eu fac sport de când eram puștan. Primul sport cu găinile, prin curte pe la bunicul la Gherla, că eu sunt născut în Gherla și mai apoi la 2 ani jumate m-am mutat aici. După care, în not, karate, basket, fotbal, cred că tot ce-ți imaginezi am făcut. Și după aia am văzut în 95, am văzut într-un parc din Austria, că am avut noroc de o excursie de asta prin Europa, doi tipi care au apărut în dreapta și într-o fracțiune de secundă nu mai erau, erau undeva departe. Erau pe role de viteză de alea cu 5 roți și se plimbau ca nebunii printr-un parc din centrul Vienei. Și atunci eu când am văzut ce se întâmplă, că se mișcă ăștia ca pitirezul pe aici, am zis că vreau și eu să-mi iau o chestie de asta, neapărat. Și așa am ajuns să-mi iau cu rolele. Da. Impresionați de ceea ce fac sportivii amatori de aici, așa numiți rideri, am hotărât să-i găsesc pe cei mai buni și mai pasionați. Bogdan Kachenko vine aproape în fiecare zi în parc pentru a-și îmbunătăți abilitățile și pentru a se întâlni cu prietenii. Mă dau pe role agresive. Role agresive? Da, se numesc agresive. De ce? Asta e denumirea lor pentru tricurile pe care le facem cu ele. Ok. Zi-mi și mie, de la ce vârstă te dai tu cu rolele? Păi, pe rolele normale am început de mic, de la vreo 3 ani și cu cele agresive de la 12 ani. Cu alte cuvinte, te dai cam de vreo 12 ani deja, da, pe role. Te duci și la concursuri, știu. Da, particip când se organizează concursuri în parc. Ai și câștigat? Da, am câștigat la 2 și am participat la 3. Cât de periculos este ceea ce faci tu? Păi, este foarte periculos în general, dar depinde de fiecare în parte. Adică, ce... depinde cum te dai, cât curaj ai, ce încerci. Avem lângă noi un alt rider, pe Andrei Teodorescu, care vine foarte des aici în parc, participă și el la concursuri. Ce anume îți place ție să faci? Trotineta, mai exact tricurile, okay, pe categoria parc. Am luat locul 3 la Gravity Summer din 2014 și premiul pentru best amator anul trecut, la 2016. Felicitări! Mulțumesc! Cât de periculos e ceea ce faci? Ai fost un incident până acum? Da, am avut două incidente, unul puțin mai grav, când am căzut cu bărbia pe o bară și mi-am fracturat maxilarul. Și cel mai ușor, când mi-am luxat piciorul, dar în rest, julituri. Te-ai întors? Normal. Și nu ți-e teamă că poți să pățești din nou? Ba da, dar sunt mai precaut și am mai multă grijă acum. Nu cred că îmi reușește figura. Puțină încurajare n-ar strica. Cred că mi-ar trebui și mai mult curaj. Mulțumesc! Nu, no, vine furtuna și nu, n-are rost. V-aș fi arătat câteva figuri mai complicate, dar plouă și este foarte periculos. Altcumva, dacă era soare și dacă era uscat, n-ar fi fost niciun fel de problemă. Ce au făcut cei pe care ați zis mai devreme, eu nimica toată față de ceea ce știu eu să fac. Dar mă rog, atâta s-a putut acum, vremea nu ține cu noi. Numai bine. Final de drum, așadar, prin Constanța, merită o recapitulare, pentru că de ce să nu recunoaștem, oferta a fost neașteptată și bogată. Le luăm din nou, să mai recapitulăm o dată. Podul Anghel Saligny, așa, primul teatru, ultimul.
Far? Ultimul far, farul genovez din Constanța, cetatea Histria, cel mai mare parc de sporturi extreme din România și chiar dacă lucrurile pe care noi le-am văzut în Constanța, pentru că sunt foarte multe, nu le-am aprofundat, nu le-am și vizitat pe interior, vă lăsăm pe dumneavoastră să aprofundați mai bine aceste obiective. Și în fond și la urma urmei, Daniel are dreptate, noi nu reușim să arătăm totul. Surpriza este aceea însă că uneori mai revin locuri în care credeai că totul ți-a fost deja explicat și lămurit și constați că nu e chiar așa. Constanța, cred eu, mai are lucruri de arătat. Poate data viitoare le mai descoperim și pe acestea. Până atunci, numai bine!